Domnule prorector Valeriu Dorogan, Universitatea dumneavoastră s-a implicat în acest proiect adus la Chișinău de către Băcăuani. V-aș ruga să ne spuneți pentru telespectatorii noștri o opinie la cald legată de spectacol, legată de impresia care v-a produs-o dumneavoastră și concetățenilor dumneavoastră. Părerea mea, un spectacol extraordinar. Un spectacol care deschide esența lucrurilor. Știți, noi, inginerii, suntem într-un fel tot filozofi. Noi încercăm să căutăm și să găsim esența lucrurilor, ca mai apoi să le creăm. Deci, impresia mea de Omar Khayyam și de artiștii, de Geo Popa, de Centru Cultural Apostol, este extraordinară de bună. Eu vă mulțumesc mult că ați acceptat să veniți la noi și noi împreună cu partenerii noștri suntem alături de dumneavoastră. Cu mare drag vom veni ori de câte ori se va ivi prilejul și mâine vă așteptăm la dezbaterea care va avea loc la Uniunea Scriitorilor. Mulțumim! Și eu mulțumesc!